Nici Partidul Social Democrat nu este de acord și nu va vota creșteri de preț la apă în perioada următoare decât cele care prevăd rata inflației, o chestiune normală de altfel. Orice modificare a prețului la apă, inclusiv pe ceea ce a însemnat contractul de finanțare cu BERD de pe vremea fostului primar Anton Lungu, indiferent dacă s-a asumat atunci în contractul de finanțare și a fost votat în Consiliul Local, s-a rediscutat ca proiect distinct pe ordinea de zi în Consiliul Local și știți că am avut dispute în acest sens și s-a votat în Consiliul Local. În ceea ce privește această posibilă creștere propusă de consultantul respectiv creată de România cu Uniunea Europeană, este o condiție obligatorie pentru accesarea finanțării europene. Dar, la momentul în care se va supune la vot orice creștere, noi, Partidul Social Democrat, vom condiționa reducerea profitului Club Dunărea, reducerea pierderilor și încasarea creanțelor de la cei rău platnici, astfel încât să nu avem niciun fel de creștere. Doar că acum, pentru a primi acei bani europeni, trebuie să votăm și acest lucru. Nu am fost fanul acestui proiect de la început. Primele discuții despre acest proiect s-au demarat în anul 2010, în acest Consiliu Local. În anul 2015 s-a aprobat master planul privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare, care prevedea continuarea documentației pentru accesarea acestor fonduri. Inițiatorul proiectului a fost fostul primar Aurel Gabriel Simiorescu. Raportul de specialitate prin care se susține acest proiect este semnat de șef serviciu Diana Ivanciu, director direcția tehnică la acel moment dat Mariela Dafina și viceprimar Alexandru Dănăilă. Aici este semnătura dânsului. De la început s-au știut toate aceste lucruri. Nu a venit niciun element de noutate în prezent, doar că ghidurile de finanțare europeană nu sunt negociabile pentru România, pentru primăria municipiului Brăila în raport cu ei. Vrem fonduri europene, le accesăm. Nu. Și respectăm impunerile din ghidurile Uniunii Europene. Nu le dorim, nu le luăm. Ce au făcut alte primării? Pentru consilierii PSD era irelevant. Dar am studiat primăriile cu primari PNL din țară și consiliile județene. De fiecare dată vorbim de Oradea. Oradea a votat acest proiect ca și Brăila. Documentul este public. Brașov, cu primar PNL. Acesta este documentul prin care i-au votat acest proiect. Numai un pic, ca să văd exact. Tulcea, cu primar PNL. Dar mulți sunt așa. Mulți, dar ori să mai fie, vă spun că ori să fie și aleși unii dintre ei, pentru că sunt oameni care merită. La fel ca și unii primari PSD. Tulcea la fel. PSD. La fel Tulcea. Informațiile sunt de la, de pe site-ul Guvernului, nu sunt din altă parte, ca să fim clar înțeleși. Cum? Dar pe lângă Sibiu, la fel. N-am ajuns până la Cluj. Dar la fel, am luat și din presă. Cel mai interesant lucru a fost la Suceava. Unde pentru... Aici l-aveți în imagine pe domnul Flutur, care semnează. Au chemat toți parlamentarii, primarii din județ, când au aprobat acest proiect, și pe înalt preasfinția sa Pimen, multe, pentru că asta e realitatea, tocmai pentru că cei de la Suceava au considerat că este un proiect benefic pentru ei. Ce s-a întâmplat în Brăila? A existat o ședință la Adi Dunărea și au mai rămas în momentul de față două primării care trebuie să voteze acest proiect. Brăila și Gradiștea. Nu știu ce vor face consilierii PNL din Brăila. Dar știu ce au făcut primarii PNL din Brăila. Și vă spun așa. Bertești de Jos, primar ca bun Costel Florinel,
a aprobat în unanimitate în Consiliul Local acest proiect. Cazasul. Doamna primar, cu Adelina, primar PNL, pentru că valoarea investițiilor din acest proiect pentru Cazasul depășește 5,4 milioane de euro. Cireșu. Primar PNL, 4,7 milioane de euro investiții în comuna Cireșu, au votat. La fel, nu vă dau curs, dar vă pot da acest document. Toți primarii PNL din județul Brăila au votat acest proiect. Toți. Cu excepția Gradiștea, care urmează și ea probabil. Toți. În unanimitate în consiliile locale. Sau poate fi mai fost vreun consiliu, dar cine știe ce partid. În concluzie, ghidurile de finanțare nu sunt negociabile și la fel cum au votat primarii PNL, probabil și consilierii PNL vor avea o poziție similară, dar cel mai important lucru este că atunci când vom reveni în Consiliul Local privind vreo eventuală creștere, vă spun din start, eu nu voi fi inițiatorul unui proiect de acel gen, consilierii PSD nu vor vota vreo creștere, ci vom solicita ca eventualele costuri să fie acoperite din bugetul cu Dunărea, din sumele care trebuie să încasate de la cei răuplatnici, din economiile făcute tocmai pentru că se modernizează sistemul de alimentare cu apă în comune ale primarilor PSD, PNL, care nu au apă în acest moment, și atunci este singura variantă pentru a accesa aceste fonduri.